Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Kelemen Hunor, ales în circumscripția electorală numărul 21 Harghita pe listele UDMR. Este unul dintre cei mai vechi deputați. Acum se află la al cincilea mandat, ceea ce înseamnă că din anul 2002 ocupă un fotoliu în Camera Deputaților. Face parte din Comisia pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Masă. Kelemen Hunor a fost și secretar de stat în Ministerul Culturii, ministru al Culturii și vicepremier. Încă de la început, Kelemen Hunor nu a fost activ. Iată ce spun datele oficiale despre actualul său mandat. 10 luări de cuvânt, 26 de propuneri legislative inițiate și un proiect de hotărâre inițiat. În aproape 2 ani de mandat, cele 10 luări de cuvânt au însumat 1 oră, 3 minute și 37 de secunde. Lui Kelemen Hunor nu îi place să vorbească nici în plenul Camerei Deputaților, nici în fața camerelor de filmat. Se pare că cel mai bine colaborează cu agențiile de știri. În una din puținele sale declarații, deputatul UDMR s-a arătat un susținător al descentralizării fiscale, care ar permite să rămână mai mulți bani la autoritățile locale. Noi spunem că trebuie să rămână mai mulți bani la dispoziția autorităților locale, fără să treacă prin București, fără să se ducă primarul sau președintele Consiliului Județean și să întindă mâna la București, la cineva care poate nu știe unde este școala de la Gileu, în ce stradă, dar el va spune sau ea dacă trebuie zugrăvit sau nu. Nu știe unde trebuie să treacă un pod peste Someș, dar el va spune dacă e cazul sau nu e cazul să mai construiești un pod de trecere peste un râu sau peste un râu. Una din sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Kelemen Hunor a avut până în prezent doar 894 de voturi. Aceasta înseamnă că a fost mai mult absent. Așa se explică și luările de cuvânt foarte puține. În procente, prezența sa la vot este de numai 26%. În ciuda faptului că lipsește de la ședințe, nu ia cuvântul, are puține propuneri de legi, este plătit lună de lună. Indemnizația sa lunară este de 10.003 lei. La începutul acestui an, înainte de numirea noului guvern, Kelemen Hunor s-a declarat plăcut surprins de Viorica Dăncilă. Tot ce s-a vehiculat în presă, că nu știe, că nu știu cum, nu știe ce, nu s-a adeverit. A răspuns inclusiv la chestiunile extrem de tehnice legate de agricultură și cum vede ea după 2020 politica agricolă comună. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului din Harghita, fidel partidului din care face parte și fără probleme de integritate. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: luări de cuvânt în număr redus, prezență foarte scăzută la vot, dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă, comunicare online proastă, propuneri de legi foarte puține. Pentru activitatea din mandatul cu numărul 5, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 4 deputatului UDMR Harghita, Kelemen Hunor.